M-am întors. Dar de data asta nu-s la Țiria, că autor, luate-s la Hyundai. Și am venit să iau o rachetă. Eu nu vă spun ce mașină e, mai ales că de la acest episod, mă știu și ușile, vorba aia. Nu, de la acest episod vreau să facem o chestie nouă, o să vă arăt eu imediat. Gata, mă. Treaba s-a rezolvat. Știți, aici în militare aveți showroom-ul nou, v-am zis de el, vi l-am prezentat în partea de Țiriac, autorul late, dar există și Hyundai și eu astăzi am să iau. Da, era și o filmare frumoasă, dacă nu parca domnul platforma, dar nu-i problemă. Ziceam așa, că iau această... Momentan nu. Și cred că am loc, mai dau în spate, mai mă descurc. Da, durează câteva minute. Nu-i problemă, mersi frumos. Stau câteva minute, adică nu-i nicio problemă. Bun, și cum ziceam, de la episodul ăsta vreau să facem o chestie nouă. Adică prima impresie în mașină. Cât de repede îți dai seama cum se reglează scaunul. De exemplu, mai jos nu mai merge, că am încercat. E o chestie pe care o știu din vânzări. Când făceam testele de mașini comparative, era foarte important cât de repede îți dai seama de butoane și cât de intuitive sunt. M-am urcat în mașină, văd geamurile electrice, oglinzile, mi-e simplu, văd aici reglajul luminilor, văd ceva, baterie, SP, hold, ceva, frână de mână, mi-am dat seama că e acolo, niște boxe, ecranul, pac, start, stop e aici, am apăsat, cucu, noroc că am luat de volan ca să văd schimbătorul de viteză, probabil că îmi dădeam seama că nu e aici. Asta e cheia, arată interesant, îmi cer scuze pentru clima asta care e dată la maxim. Cuiva i-a fost fric de dimineață și, na, minus 10 grade în București. Da, și spuneam cât de intuitivă este mașina la prima folosire. Bă, mi se pare decent. Mi se pare decent aici. Uite, îmi dau seama de asta. Trebuie să-l rotesc așa ca să-l folosesc. Ok. Și apăs pentru P. Avem camere, avem combină, doamne. Așa, spații de păs. Da, e decent. Centura. Bun, mai departe. În carte. Am făcut prezentarea clipului de la Țiriac autorul late, că și-au deschis un sediu nou în militar și vedeți și în acest clip și o să vedeți un nou format de clip, asta e foarte important. Avem Hyundai Kona. De ce avem Hyundai Kona? Pentru toată lumea în clipul de la Țiriac autorul late a zis, domnule, vrem să vedem un Hyundai N. Așa că N-ul de România este Hyundai Kona, hibrid 1.6 GDI pe numele ei. Adică are un motor de 1600 cm³ plus un motor electric, dezvoltă împreună fabuloasa sumă de 141 de cai, care pentru mine au fost mai mult decât suficienți în astea două zile cât am avut mașina și m-am plimbat cu ea prin oraș. N-am avut nicio problemă în ceea ce privește lipsa de putere. Dar ce vreau eu să vă spun este mult mai important. Facem un exercițiu aici de imaginație la care aștept în comentariile voastre și vă dau 3 secunde să-mi spuneți cu ce seamănă Kona. Cu ce vă seamănă vouă Kona? Cu ce vă seamănă? Așa, cu fața asta, care, testând pe pielea mea, și pe pielea prietenilor mei, n-am aprins-o, n-am. Ce să mai vreți mai și aprind? Mam, lasă-l, frate. Sunt data, mă, din Star Trek, pe vechi. Nu mai, nu cred că avem noi urmăritori așa bătrâni. Da, e, cu asta seamănă, din punctul meu de... Fă-mi o poză, te rog. Foarte frumos, mulțumesc. Da, dar vă las și pe voi să ne jucăm cu imaginația în comentarii și să-mi spuneți ce vi se pare, cu ce vi se pare că seamănă. Și spuneam că această bandă LED, care o lăsasem aprinsă, nici nu-mi dau seama, nu mi se pare că e daylight, în sfârșit n-are importanță. Hyundai spune că a fost într-adevăr foarte greu să poată omologa această lumină în față. La fel, această bandă se prezintă și în spate, dar noi vorbim de fața mașinii acum. Mașina are un design interesant. Gusturile nu se discută. Fiecare își cumpără în funcție de plăcerea lui și, așa cum spun eu mereu, dacă v-ați cumpăra cumva o mașină și în momentul în care o încuiați sau o parcați sau o lăsați undeva, nu vă întoarceți să vă uitați la ea, înseamnă că mașina este greșită, pentru că nu vă place. Asta este treaba. Vorbind de partea frontală, repet, lumini de poziție, proiectoarele care acum sunt faruri.
Ca așa e trendul mai nou. Unde erau proiectoarele sunt farurile, unde sunt farurile sunt pozițiile, unde sunt pozițiile nu mai e nimic și așa mai departe. Asta este partea frontală care vine un spoiler în două culori cu argintiu, cu ce să, design, vorbim de design. N-avem ce să vorbim. Repet, unora le place foarte mult și surprinzător pentru mine, toți prietenii mei care au văzut-o în zilele astea au spus, domnule, îmi place, frate. Și iarăși un lucru foarte interesant și avantajos este prețul de doar 28.000 cu TVA inclus în programul Rabla la acest pachet de Hyundai Kona Premium. Mai există și o dotare mai stufoasă, unde avem scaune de piele trapă și așa mai departe. În jur de 1700 de euro vă costă modificarea, dar mare atenție când o să mergem la interior, să vedeți câte dotări primiți de bani ăștia și cum arată. Vom vorbi de toate lucrurile astea. Acum vorbim de lateral, care arată ok, cu aceste overfendere negre v-ar putea induce în eroare să credeți că mașina este 4x4 sau o mașină pentru a merge pe teren accidentat. Nu este cazul, mașina vine cu tracțiune față, echipată cu jante de 18 inch, ca să eliminăm cu jiuri și așa mai departe, cu 215-55, 18 ca anvelope de iarnă. Avem aici acces în mașină, un fel de keyless, cheia este în buzunar, nu mai scoatem, dar trebuie să apăsăm pe acest buton. Nu știu ce am făcut. M-a distrus. Bă, deci are la alerte. Bă, deci are 7 milioane de sunete. O să vedeți la interior. Este, deci apeși pe butonul ăsta, cert este că mașina se descuie, la fel se și încuie. Știu de ce piuie, pentru că cheia se află în mașină și mașina nu se poate încuia în momentul în care una din cele două chei se află în interior. Așa arată lateralul. Vine și cu geamuri fumurii pe spate din fabrică. V-am spus, cu foarte multe dotări în echiparea de bază, mașina s-a mărit, este a doua generație de Hyundai Kona, s-a mărit cu 20 de centimetri, spațiul în spate este foarte generos, ar intra în conflict, ca să zic așa, cu Toyota CHR. Poftim? Mergem să vedem, da, bineînțeles. Deci voi, ca să comparați așa ca și stil de design sau ca și spațiu în interior sau dotări, puteți să comparați cu Toyota CHR. Bun, ăsta e lateralul, frumos, urât. Aștept în comentarii să-mi spuneți părerile voastre. Mergem la portbagaj, după care ne mutăm imediat în interior. Și pentru că m-am lăudat cu foarte multe dotări, am venit la portbagaj, care este un portbagaj foarte încăpător. Are 407 litri și că dacă țin aici pe cheie, se deschide electric. Și ce mai vrei la o dotare de bază, ca să zic așa? Avem portbagajul care mai are încă un spațiu de depozitare aici, unde avem diverse lucruri. Nu avem roată de rezervă, avem pachetul acela de pană, că acum mai e la modă scar roata după tine, faci pană chem platforma. Hai să vedem dacă cei de la Hyundai au făcut și posibilitatea de închidere portbagaj. E de bogaz, da? Închiderea portbagajului din telecomandă. Ce îmi place mie foarte tare la spate este că avem acest stop care este integrat foarte interesant în eleron și avem și ăsta de ceață Formula 1 style. Lumina asta pe spate care se continuă cu cea din față. Mașina este un hibrid. Am uitat să vă spun un lucru foarte important la partea de hibrid, este că este un hibrid normal, așa cum îi zicem noi. Deci mașina nu este plug-in, nu se poate încărca, ea se încarcă cu ajutorul motorului când vrea ea și cum vrea ea. Cu toate astea, eu am reușit, la stilul meu de mers, că am avut și multă treabă zilele astea, un consum în oraș de 9%. Bineînțeles că consumurile date de producători sunt mult mai mici, pentru că acestea sunt efectuate în condiții similare de către toți producătorii, pe dyno, nu în condiții de viață reală. Și atunci, acolo aveți valorile cele mai mici pe care aceste mașini pe care noi vi le prezentăm și ei le produc și cu speranța de a și vinde și a face și profit, sunt date acolo. Consumurile, bun. Hai să mergem la interior. Păi da, eu plec la interior. Eu am zis, hai să mergem la interior și eu am plecat. Nu trebuia să plec. Deci, hai să mergem la interior și eu plec și ies din cadru. Ca să nu vă speriați că ies din cadru, că Marius când eu mai ies din cadru se sperie. Bun. Iată-ne la interior. Nu mă vezi, știu, mă gândeam ce să zic, adică mă gândeam să le spun oamenilor că așteptările mele erau mai jos și că acest Hyundai mi-a schimbat puțin părerea, sau să le spun că să se uite ei și să-mi zică ei ce părere au de cum arată interiorul, eu ajutându-i cu faptul că, așa ca la toate mașinile, avem aici
oglinzile rabatabile electric, încălzite și reglabile, încuiat, descuiat din mașină, geamurile electrice cu funcție de auto pe față, blocaj geamuri spate pentru copii. Asta este pe fața de ușă. Ce m-a deranjat pe mine așa, că, na, ce să zicem, ca să zicem și ceva de rău, să nu zică lumea că doar de bine, spunem de mașini, sunt materialele folosite în partea superioară a feței de uși de interior. Sunt destul de dure, dar pentru că e frig afară, am să intru și am să închid ușa. Destul de dure. Sunt dure. Sunt foarte dure, na. Dar avantajul și cum îmi place mie să zic că întotdeauna trebuie să vedem partea plină a paharului, este că în momentul în care ne tăiem unghiile, eu mi le tai, nu mi le pilez niciodată. Nu suport pila aia pe unghie, știi? Și dacă aș avea o mașină de genul, aș putea să-mi rezolv problema cu unghiile fără să... Așa, bun. Referitor la materiale, îmi place foarte tare că nu scrie nimic pe volan. Băi, deci pe mine chiar m-a impresionat chestia asta. Că... E ceva, dar nu știm noi. Airbag? A, în astea, punctele astea reprezintă ceva, nu? Da, da. Da, îmi place chestia asta. Mi s-a părut foarte cool că nu scrie nimic pe volan, dar aici iarăși ține de gusturi. Îmi place bordul, cum este orientat. Nu-mi place că acest material este destul de dur. Ca și ăsta, dar ca și argument de parte plină a paharului, eu am spus că oricum n-ajungi la el. Deci bordul e pus să n-ajungi la el și atunci nu te va deranja. Spațiile de depozitare sunt foarte generoase. Avem aici, avem în uși, avem chiar, putem să depozităm telefonul, să zicem, care mă sună telefonul ca nebunul. Putem să-l depozităm aici, de exemplu. Putem să-l depozităm și în spațiile pentru pahare. Acestea se strâng. Foarte simplu și apar, zici că din Star Trek. Din Star Trek, mă, ești, mă, când apăsai, tiu, instant, că nu cumva să n-ai să nu țină cineva paharul. Și cum spuneam, schimbătorul se află la volan, o chestie nouă, interesantă, utilă, te obișnuiești, știu, la început poate ți se pare complicat, dar așa îi dai pentru unde drive. La Mercedes. De fapt, în America am văzut prima dată asta. Dar unde? Olsitul n-avea schimbător aici. Olsitul avea două d-alea de lumini, de nu știu ce. Nu, Olsitul avea... Da. Așa, bun, dar cei americanii au venit cu maneta aia la mână, Trabantul avea schimbătorul la mână. Na, noi suntem obișnuiți să-l avem aici, dar na, ce să zic, utilitate, avem spațiu de depozitare, este foarte, foarte la îndemână, foarte repede comunți din drive în marșarier și în P, pentru P, pur și simplu apeși un buton. Avem designul ăsta aici cu multe butoane pentru oamenii care apreciază butoane, oamenii ca mine. Eu apreciez butoanele foarte tare. Și sancțiuni, vorbim despre sancțiuni, vorbim despre ce înseamnă acest lucru. S-au schimbat amenzi, lucruri, nici nu vreau să discutăm despre asta. Dar avem USB-C și bricheta normală, avem modurile de condus, avem scaune încălzite și ce mi se pare foarte tare, mi se pare că avem volan încălzit, frate, pe două trepte, la o mașină. Sigur. Are ceva cu mine, eu tot îl dau încet, eu tot... vrea să ne zică cu adevărat ceva. Da, avem clapete pentru schimbatul treptelor, comutatorul de lumini, SP, reset, baterie, auto hold, frână de mână, deschidere de capotă și așa mai departe, cu butoane, iluminare pentru noapte, o să vedeți în clip, am filmat cu telefonul, am zis că băgăm și chestia asta. Nu înțeleg boxa asta aici, este cu totul și cu totul asimetric, dar în același timp îmi place. Îmi place oglinda, îmi plac materialele din interior. Mi se par mega decente în comparație cu mașinile, să zicem așa, din clasa de submedie. Mi se pare un preț decent, mi se pare că mașina merge foarte bine. Ne vom muta și în spate pentru că băieții de la Hyundai și fetele, să nu zic și de așa, și fetele se laudă că mașina s-a mărit cu 20 cm și că spațiul din spate este foarte generos. Eu aici la volan, vedeți, n-am o poziție corectă, dar am o poziție de oraș. Ca să zic așa, stau foarte bine. Iarăși nu mai zic ce înălțime am, că iarăși ies discuții și nu mai vreau. Băi, am uitat, mă! Băi, am uitat asta, Alexandre, aici. Da, oamenii cu mașini mici au măturică mică. Oamenii cu mașini mari au măturică mare, că trebuie să dau zăpata de pe plafon, că altfel zice bratul că sunt needucat. În sfârșit, trecând peste aceste mici anecdote. Ce bine că ninge, am dat și cu efecte de-astea, cu nisoare, cu să vadă lumea că muncim, bă, frate, în condiții grele. Da.
spațiu în spate, repet, la cum am eu poziția de oraș și puteți să ne tăguiți în conturile voastre de Instagram, să vedem poziția voastră de oraș la volan. Eu stau foarte bine. Chiar stau foarte bine în spațiu pentru că mai am în jur de 3 degete, avem geamurile electrice, avem această cotieră cu suport de pahare, guri de ventilație și două USB-C-uri. Viață bună. Și buton de aprins sau stins lumina din spate, testul de mașină bună. Ce mai vrei, mă, frate? Ia-ți o Kona. Vorba aia. Și dacă trebuie să-ți iei Kona de la Hyundai din militar de la nou sediu, bă, ninge în mașină. Și te duci acolo, spune-le, înainte să discuți de preț, pentru că discounturile nu se cumulează, spune-le că ai văzut la Stax și o să primești un cadou. Și dacă nu e așa, îmi spui mie și să vezi. Vezi că ai o linie albă, cum ne luam noi din cer când eram mici? Da, știu, nu-mi place asta. Am îmbătrânit, îmi place galben acum. Nici eu nu mai știu ce-i cu mine. Iată-ne la bord. La bord am opa, niște gheață. Gheață mașina că am spălat-o. Iar un lucru tare, funcția de auto pentru climă are 3 poziții. Auto normal, auto medium și auto high. Deci se pare tare. Făcea prea mult zgomot și știu din live-urile mele că sunteți deranjați de zgomotul aerotermei. Ce spuneam? Alerte. Bă, frate, alerte, n-am umblat. Sunt fan convins că se pot dezactiva toate, mai puțin cea de centură. N-am umblat să scot nimic din setările mașinii, n-am umblat în meniul ei deloc. M-am uitat un pic pe la consum și ce chestii mai are pe aici prin butoanele de volan. Avem pe display, ne arată de unde se consumă acum energia care ne ajută să ne deplasăm, din baterie sau din motor, când încarcă motorul bateria și așa mai departe. Toate lucrurile astea se fac când își dorește mașina. Deci, sub nicio formă, nu avem niciun control asupra combustibilului folosit. Asta m-am spus, este un hibrid normal care are un motor electric, se dezvoltă undeva la 40 de cai. Detalii, probabil, care îi pasionează pe cei mai împătimiți de mașini, dar pe oameni la modul general chiar nu interesează cât dezvoltă motorul electric, cât dezvoltă motorul pe benzină, când merge ăla, când merge ăla. Nu, mașina merge foarte bine. Nu am simțit nicio secundă că merg electric sau benzină sau că se face schimbul între ele, se face brusc sau chestii de genul ăsta. Astea iarăși le știu din experiență, mă întreabă lumea, eu conducând un hibrid în viața de zi cu zi, tata având hibrid, vără meu având hibrid, soția având hibrid, toată lumea are hibrid. Bine, într-adevăr, ale noastre sunt plug-in. Nu scârție nimic în interior, sunt doar niște lucruri depozitate pe aici de Marius și de mine. Că v-am spus, mașina stă foarte bine la spațiile de depozitare și atunci să le folosim în adevăratul sens al cuvântului. Accelerează bine, până la 60 de km la oră, că na, asta e viața. Se mișcă foarte bine pentru 140 de cai, mașina are undeva la 1380 de kg. Dacă nu mă înșel, e posibil să mă înșel și puteți să mă și corectați că nu mă supăr. Da, aici mă avertizează că urmează o trecere pietoni, chiar dacă este verde la semafor, trebuie să reducem viteza. Mă avertizează că este o zonă de 30 de km la oră aici și eu am 46, un dezastru total. Deci de piuit piuie în continuu, n-am scos nicio alertă pentru că am zis că dacă producătorul le-a pus, înseamnă că el vrea ca eu să folosesc mașina așa cum zice el. Mi-apare un ochi pe aici, ochiul lui Sauron, mă ceartă în continuu, cred că mă vede când umblă la telefon, dar eu sunt la semafor. În sfârșit, îmi place cum merge mașina, nu se simte faptul că mașina este hibridă, electrică, benzină, merge perfect, nu simți lipsa de putere, motorul electric suplinește lipsa de putere la turații joase, confortabilă, scaune încălzite, volan încălzit, mai ales pe vremea asta, fai de că te-a picat la fix, adică o să zici volan încălzit în România, hai că în București avem 3 zile de iarnă, dar fix alea le-am prins eu acum, știi? Și mă bucur foarte tare de dotarea asta, e ca la motocicletă, la motocicletă dacă ai mașinoane încălzite, poate să plouă și să ningă afară că ție nu-ți mai e frig, atâta timp cât mâinile sunt calde. Iarăși merg cu 37 de km la oră, limita aici fiind de 30. Deci cred că cu mașina asta și cu toate alertele astea, avem cedează trecerea, mulțumesc frumos. Cu mașina asta și cu toate alertele astea, nu cred că putem să luăm amendă de la poliție că am greșit cu ceva. Bun, infotainmentul, cum le spun eu oamenilor, doamne, cum e, doamne, ce știe să facă? Băi, are vremea, mă. Bă, are vremea? Are vremea, frate. Are vremea, îți arată vremea, internet, conexiune, tot ce vrei, muzică, internet, te conectezi, telefon. Iarăși, eu fiind
nemai fiind la curent cu mașinile noi și cu standardul mașinilor noi, mi se pare un standard foarte bogat pentru o mașină care se numește echipare de bază. Într-adevăr, echiparea de bază se numește premium, dar vine foarte bine echipată pentru suma la care se vinde această mașină. Și v-am spus, 28.000 TVA inclus, cu rabla și tot ce trebuie. Mergeți la showroom-ul din militari, întrebați acolo și cu siguranță veți primi și un discount. Modurile de condus sunt 3, sunt Eco, Sport și Snow. Eu am folosit mașina în modul Eco. Nu mi s-a părut că o mașină de genul ăsta trebuie condusă într-un stil sportiv, chiar dacă ea are aici funcția de sport. Așa cum vă spuneam, consumul meu pentru cât am folosit mașina este undeva la 9,5, 10, 8, 10, 1 văd. A, uite, am și 8, 9 aici, dar este media 354 de kilometri, nu sunt numai eu. 100 de kilometri nu cred că i-am făcut eu. De când am pornit-o am un consum de 10,1, dar am făcut doar 1,7 kilometri. Deci e o mașină care reușește un consum de sub 10 în oraș, ceea ce mi se pare mai mult decât sănătos. E o mașină care nu trebuie să ne preocupe faptul că rămâne fără baterie, să încărcăm și așa mai departe. Deci, iarăși, mult mai simplu. Ea se încarcă atunci când consideră ea și, bineînțeles, voi puteți vedea pe display în momentul în care mașina se încarcă din motor. Acum asta face. Motorul propulsează și mașina pentru deplasare și încarcă și bateria. Bateria este la peste 50%, deci nu trebuie să vă faceți probleme. Dacă vă doriți mai multă baterie, lăsați mașina cu motorul pornit și aceasta îl încarcă. Iar s-a aprins ochiul lui Sauron, nu știu ce am făcut, limita e 50, am 46. Ceva am făcut eu. Chiar sunt curios să intre pe oamenii de la Hyundai de ce se aprinde ochiul acolo. Așa, avem setări, avem, v-am spus, grafica, cum funcționează display-ul ăsta aici, mi se pare senzațional. Navigație, tot ce vrei, adică, bă, frate, înțeleg că tehnologia în ziua de azi nu mai reprezintă mare lucru, că toată lumea poate să aibă navigații și toate sistemele astea de lane assist și pilot automat și frână de urgență dacă apare un obstacol în față și așa. Sfatul meu este să nu vă bazați 100% pe ele. Ați văzut probabil de pe internet că oamenii mai pun sticlă de apă pe volan și se mută în spate și așa. Nu vă recomand. Aceste sisteme sunt de ajutor. Aceste sisteme sunt suplimentare față de șofer. Șoferul trebuie să fie prezent tot timpul și atent ca lucrurile să nu degenereze, să nu facem accident, să nu se întâmple ceva. Bă, ce bine sunt! Sunt bine că am zis că fac filmare de noapte cu interiorul și am ajuns acasă și n-am făcut. Așa că în momentul ăla când am crezut că ziua s-a terminat și că ajung acasă, aș fi vrut să aprind stopul ăsta spate, dar nu reușesc. Da, și când am zis că am ajuns acasă, mai fac o tură să vă arăt iluminarea interiorului. Că na, așa e vorba. Am zis că anul ăsta facem mai bine, suntem mai buni. Suntem mai buni, mai buni, mai buni. M-am omorât cu, v-am zis, nu? Cu avertizările. M-am ucis. Noroc că am suportul ăsta 5D care vă arată fix ce văd eu, adică e fix în fața ochilor mei, dar eu văd prin cameră cum ar veni, știi? Adică nu e nimic periculos. Așa ne arată ea acum și consumă energia, ca să zic așa, când din baterie, când din motor, când motorul carcă bateria, când bateria propulsează roțile, când roțile sunt propulsate de motor, când de baterie, când motorul încarcă, am zis, nu? Da, nu pot să tac, din păcate. Sunt ochelarii mei care se plimbă acolo, nu știu ce e piuitul ăsta. Da, ceva ne zice ea. Spații de depozitare, nu? Și luminate, frumos. Și acolo în bord. Prezentare. Sper că v-a plăcut, sper că v-a plăcut și tura de noapte, sper că v-a plăcut și intro filmat cu telefonul de mine. Sper că vi s-a plăcut un review. Ce-am zis? Sper că vi s-a plăcut un review. Sper că v-a plăcut și că a fost un review de succes. Asta sper eu. Și acum, pentru că am oprit filmarea, vorba aia, o să dau niște cercuri și o să merg de-a latul pe aici. Bă, ok.
ok, are și butoane, îmi place mie, butoane pe vechi. Mă bucur că am făcut acest review și sper că noi în România să cumpărăm mai multe mașini sport ca să avem și noi la test drive varianta N de la Hyundai, pe care toată lumea o laudă, ca să zic așa.